perioada 19-23 martie, inspectori din cadrul Registrului Autoromân, Departamentul Supraveghere Piață, au efectuat controle la 93 de operatori economici din județul Neamț. Controlele au vizat verificarea respectării de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute în Ordonanța de Guvern 82/2002 privind elementele de caroserie folosite în activitatea de reparații auto, elemente ce țin de siguranța circulației. S-a verificat de asemenea dacă sunt respectate prevederile legale referitoare la menținerea condițiilor inițiale de autorizare și menținerea de dovezi și înregistrări care să demonstreze conformitatea activităților de reparații auto cu condițiile tehnice și de calitate impuse. Inspectorii RAR au verificat și condițiile de acordare a certificatelor de garanție pentru lucrările efectuate. Din totalul de operatori economici controlați, la un număr de 36 s-au constatat diferite neconformități și s-au aplicat sancțiuni în valoare de 69.000 de lei. S-au dispus măsuri de oprire a activităților de reparații auto la 12 operatori economici care nu mai îndeplineau condițiile minimale de autorizare și în cazul a 4 agenți economici a fost suspendată activitatea. În urma controalelor au fost identificate două persoane fizice neînregistrate fiscal care desfășurau activități de reparații auto în regim neautorizat, precum și un operator economic care nu deținea autorizație tehnică eliberată de RAR-RA.